proiectelor. Aduc acum o știință că, în mod special, aduc acum o știință de aici. Membrii Comisiei au fost chiar la ședință. S-a finalizat interviul pentru funcția de director al Consiliului Administrare, Administrației Agenției Naționale pentru Reglementarea Energetică. Intervievând și evaluând performanțele profesionale și manageriale ale 10 candidați admiși, rezultatele finale în lista candidaților pentru funcția directorul Consiliului Administrare Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, întocmită în ordinea descrescătoare, conform punctajului acumulat total de evaluare și în temeiul articolului 4, indicile 2, legii la energetică, Comisia Economiei, Buget și Finanță a decis să propune Parlamentului, în calitate de candidat la funcție director al Consiliului de Administrare al Agenției Naționale pentru Reglementarea Energetică, candidatura domnului Tudor Copaci. Prezentă decizie, se prezintă președintele Parlamentului, Comisiei Juridice pentru Uniuni și Imunități.